România susține aderarea Finlandei și Suediei la alianța NATO. Cele două state și-au depus ieri candidatura în contextul agresiunii Rusiei în Ucraina, deși până acum au avut o atitudine neutră. Însă aderarea lor ar putea fi împiedicată chiar de membrii alianței. Turcia nu vrea ca cele două țări nordice să facă parte din NATO, acuzând Suedia că este o pepinieră a organizațiilor teroriste. Premierul Portugaliei, prezent la București, a spus că susține aderarea Finlandei și Suediei. Opțiunea de aderare a Finlandei și Suediei reprezintă un act al fiecărei națiuni în parte, un act de voință al fiecărei națiuni în parte, iar în contextul actual în care Rusia a încălcat orice normă de drept internațional, a încălcat prevederile Cartei Națiunilor Unite, a recurs la agresiune armată împotriva unui stat suveran și independent, a determinat ca cele două țări să decidă să devină membre ale unei alianțe care și-a demonstrat caracterul defensiv. România susține aceste demersuri.